Nobun de salutator și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră Far Cry. În acest episod o să avem parte de multă acțiune. Direct, ia uitați-l pe ăsta care bagă aici o Gangnam Style. O Gangnam Style, nu știu cum să o zice corect. Gangnam Style, dacă e să o luăm așa, dacă o să o luăm după gen, dar având în vedere faptul că este cuvânt în engleză și reprezintă o melodie, deci o zicem o Gangnam Style, deși dacă e să o luăm pe termen doar engleză, whatever, mă rog. Vine pe partea asta racheta măsii. Și hai să răspundem cu rachete. O rachetă în cap îți dau. Nu știu dacă o avea efect racheta asupra ăsta, e că n-ai arma lui. Da, hai că l-am luat. Ce mișto s-a bugui sângele. Bun, hai că am ce bine cu doi de aia mari care dau cu rachete în tine. Ia mă, pe aici ce avem. Hai să mai ține rachetele, poate o să ne trebuiască. Oho. Avem de ăștia invizibili pe aici. Unu-i out. L-am cadrat cu zboar racheta asta. Bine, nu prea ai rachete, mai mult ghirine e launcher, dar... Meh. Nici nu știu ce mai țineam ăla pornit. Ăla zi, ochelarii cu detector de căldură. Mă rog. O să fiu un pic cam tăcut în episodul ăsta, că n-o să prea pot vorbi mult, că după cum vedeți e direct gangbang la greu, trebuie să-l prins eu, dai, când timp ai ocazia, zice ca la curve, eu tragi cu iapuci. Poate n-ar fi o idee bună să mă bag aici, sau... Aș! Hai că ajut pe ăștia să-l omoare pe ăla. Ăsta e out. Mor firel rei. Ușa asta e blocată, se pare. Hai da, cu muniția. Oho, mi-au dat un card ăștia. Sper că o să-mi trebuiască pe la vreo ușă. Mi sper că ușa e pe undeva pe aici. Da, uite-o. Mamă, ce e acolo? Bun, i-am luat. Hai, dăm muniția încoace. De rachete mai am cam puține. Ia mă, pe 90 avem ceva? Hai că avem. Hai că avem parte de ăștia mici pe aici. Hai veniți încoace, firați aia dracu. Un glonț în cap vă dau. Mai degrabă zis un încărcător întreg de pe 90. Ăla e mai mare, sare mai greu. Dar cred că sare și mai departe. Fugi, 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 fugi că vine. Vine! Venea. Mai e vreunul? Se pare că nu. Bun. Hai că îmi place episodul ăsta, e plin de acțiune. Și încă mai am peste jumătate de armură. Deci, armură, deci este foarte bine. Mor firel, rec. Hai că ăla căuți un gol acolo. Bă, dar prea șmecher jocul ăsta pentru anul care a apărut. Sincer, așa, dacă erau făcute și alte Far Cry după ăsta primul, după aceea și să fie o poveste să întâi tot așa cu monștri ceva, chiar ar fi fost mult mai șmecher ca 3 și 4. Nu știu, dar mie chiar așa îmi place Far Cry-ul. Far Cry-ul ăsta mi se pare că are cea mai tare poveste. Am mai zis asta odată, dar ne. Aoleu, scăcați ăștia. Doi aici. Era tare, nu mă omorau. Ăștia care săreau cabroasca mă omorau. Bă, ăștia cu pistoalele lor. Care costă?
Vindește. Sper că vine ăștia după mine. Hai mă, vinți-l cu acea firație, e drept. Unu-i out, mai trebuie să vină unul. Sau o fi murit ăla altul. Nu, vine și el. Hai mă, mor și tu. Bun. Ca la curve aici. Eu tragi cu ea puci. Cum dracu, dacă o vine, doi pe unde dracu mai veni și ăsta? Logica jocului, n-ai ce face. Nima, asta e chestia aia de la încărcarea jocului, de la loading, mă rog, când se termină misiunea. E un episod anterior, ziceam că este un portal, de fapt aici îi creează pe ăștia mari. Ia mă, ce avem noi pe aici? Unde ăsta, un avortat de shot. Niște grenade, grenezi cu dracu să zice corect. Mă bate română astăzi. Hai că ușa e blocată, o luăm tot pe aici. Să nu mai fie de ăștia invizibili. Se pare că încă sunt. Ok. Cred că ăștia sunt. Ba nu, că se mai aud. Hai mă, nu vine. Sau fi... No, nu e aici ăla. Uite-l aici. Bun. Ia, mai vezi, nu-i munții ceva? Nu, hai pe ușa asta. Sper să nu-mi dea damage. Hai că nu-mi dă damage gazul ăla. Uite unde ăsta micu care sare. Bine, ăsta e mai degrabă adult la cât de mare îi. Ia. Uite unul mort. Da, da, muniție pistol. Au impresia ăștia cu să folosesc eu pistolul aici. Hai, încarcă-ți pe 90 unică. Op. Hai că-i trămonstruleței în ei. Oho, un glonț în cap i-am dat. Bun, am activat ceva, nu știu am activat, dar arată fain. Hai să mergem cu P90 totuși. Arma multe glonțe și o să ne fie de folos. Parcă mai fost o dată aici. A, acum o luăm pe aici. Atârpă la invizibil ce stă acolo. Mie să nu mă demergească gazul ăsta. Opa, uite unde stă micul. Încă unul. Hai, a venit cu frații lui, se pare. Atât? Hai că e curată zona. Nima, armură. Gata, am scăpat de grijă armurii. Hai să luăm liftul. Să vedem unde ne duce. Da, ușa asta e bulită. Hai să fiu pregătit. Să activez ochelarii ăștia. Plin de acțiune episodul ăsta. Chiar îmi place misiunea asta. Ia, hai, 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 ce avem noi aici? Ah, direct de ăsta mare acolo. Desigur, ne trebuia un dă-la cura. Chete, mai vine unul. E cadra cu rău aici. Pe ăsta-l pot lua cu shotgun-ul foarte bine, că dă damage mult pe distanțe mici. Băi, am băgat glonțul de shotgun în cap și tot n-am murit. Ca la curve, dar în care apuci. Cam așa aici. Am mai zis chestia asta, de mi se pare un citat foarte bun. Potrivit pentru acest episod. Hai că-i atrag ne-a la moarte. Am crezut că era unul în viață aici. Hai că l-am luat cu buteliile alea. Bun. Mamă, puter cu...
Mor fi real dracu. Sper că nu trebuie să mă duc pe acolo pe afară, să n-am treabă pe acolo. Era ți-ai dracu. Grenadă băgămeaș. Dă HP un cam mai bine. Iar a dat cu grenadă, băgam ia și ceva în grenada lui. Hai, da armura, să nu mai stăm atâta discuții. Bun, hai că pe ăsta îmi luam repede, îmi fac și armura din nou. Nu cred că e cea mai bună idee că mă urc pe ăștia. Da, YOLO, Nake. Hai repede pe aici. Nu, n-avem treabă jos, am urcat bine pe aici. Cred că pe aici am venit mai devreme. Ai, bă, serios, trebuia să fie la acolo. Hai că l-am luat. Nu, ne-am mai dat ăștia muție pe 90. Chiar e bun pe 90 jocul ăsta și ajută de multe ori. Un moment de repaus, chit că se aud pași pe aici. A, sau de pe partea aia de acolo. Acum întrebarea e pe unde căcat ar trebui să merg. Pe unde e ușa aia? A, ăștia trag pe undeva prin față pe aici. Mă dau impresia că mă învârt, încerc pe aici. Cred că trebuia să mă întorc acolo unde se omorau ăia îndraci. Măcar am luat armura și da, am luat astea. Hai, scopul, să ne întoarcem acolo că se trage. Aici se trage, nu, se trage afară. A, vin unde asta invizibil, cred. Ce mișto e musica de pe fundal. Hai mă mori. Bun, l-am luat pe ăla. Bun, l-am luat și pe ăla. Mai sunt firar rider. Mai unde asta care sare? Rara al dracu, cât sare. Nu mă vino. Bă, stai aici că dansează mai mult decât să alerge. Bun, acum cred că trebuie să cobor pe aici. Ce căcat? Da, se pare că le-am inundat ăstora laboratorul. Baza militară, ce-o fi? Trebuie să ajung la gaura aia acolo. Aștept să mă urce apa. Hai că mă urc apa fără să mijin tastatură. Auzi, ce mișto e muzica pe fundal. Ce tare muzica pe fundal din aur. Acum a băgat una mai apocaliptică. Poate să termine și misiunea aici, că mă cam plictisit prea. Nu chiar plictisit, dar parcă nu știu cum să zic. Se vede că l-am inundat ăstora laboratorul. Uite-l și pe ăla acolo.
Dă-i cu racheta. Cred că îmi dădea ăla o iară păstă față. Raya, dracu să fii, ia de aici, ia cu shotgun-ul. Hai că l-am luat. Hai, încarcă ăsta. Ma, dar chiar că e inundat rău locul ăsta. Uite unde la mare era, unde la mare. Mai e unul. Bă, dar stora, le place apa? Mamă, cât apă e pe ei, s-au dus drept calculatoarele astea. Nimă, pizdă! Ce căca s-a întâmplat? A, bă, fix de aici, mă, dă. Da? Bă, răbă. Bun. Continuăm de unde am rămas. Hai, deschide ușa. Cum ziceam, nimă, pizdă. A, mișto. Ha, mă, treci o dată la hutai. В чем дело, Гарланд? Кригер установил электромагнитное поле, блокирующее все передачи вовне. Мой сигнал тоже блокируется. Придется нам это исправить. Сигур узнал, Коста, экспликаю, пункт все трагал вас там. Я смогу доставить вас к источнику этого поля. Мама, да, это лексика, у меня дефута и луджек. Ну, глюма. Главный комплекс Кригера там неподалеку. Может быть, если подумать, я найду способ накрыть там все. Делай, что хочешь, но как только поле исчезло, я вас попадаю. Комиссия цели тот еще. Мне за это дерьмо даже не платят. Sau ăștia nu vorbeau despre Six. Mă rog, deci cam acesta a fost și acest episod plin de acțiune. Deci mie mi-a plăcut la nebunie această misiune. Chit că mi-am făcut dragi pe final. Eu sper că v-a plăcut și vouă. Vechea poveste. Dați că duc în gură butonul de videoclip. Scrieți și voi în comentarii ce credeți că îi zicea ruznacul ăla prin telefonul lui Jack. Cum se o tragă, în ce fel se o tragă. Mă rog, scrieți în comentarii. Chiar scurios și o să ziceți. Dar mă rog, cam asta a fost. Până data viitoare, ciao.